Aici în partea, vă rog. Ce v-a făcut să-l înjunghească, părinte? Ce ați avut cu el? Exactitate, zicem noi, 99,9% că știm cine este autorul omorului de la Biserica din Piața Unirii, că am făcut tot ce a fost posibil să administrăm probele necesare până la această oră, că autorul va fi reținut și mâine va fi prezentat pentru arestare. Se numește Pușcoiu Florentin, are 30 de ani, este din Focșani. Sigur că o să mă întrebați care e motivul și ca să vă spun dinainte, e o motivație cu caracter religios. O să vedem specialiștii ce spun, care este explicația. V-am spus, este cu acest caracter. Face parte din Nu avem până acum nicio motivație că ar face parte dintr-o sectă. Avem ceva îndoieli cu privire la starea lui psihică, pentru că este o persoană care și-a schimbat foarte mult și radical comportamentul în ultima vreme. Ultima vreme însemnând câteva luni. A fost plecată în Italia, a venit cu totul și cu totul alt comportament de acolo, a căutat pentru asta niște explicații religioase și a cumpărat și a împrumutat, a făcut rost de cărți de religie, n-a găsit explicația în cărțile astea, ceea ce își dorea el și, așa cum știți și voi, ieri s-a dus la biserică să ceară o explicație și, nefiind mulțumit cu explicația preotului, l-a lovit de două ori, o dată în cap și o dată în inimă cu cuțitul. Mai precis, ce explicație a cerut preotului? Să-i explice niște versete, niște din Biblie. S-a dus cu el. Nu vă pot spune acum, că e prea târziu să vă spun acum despre ce versete. Cu timpul o să le aflați pe toate. Se conștientizează ceea ce a făcut? Da. Regretă. Normal. Încă are timp. Și totuși dacă a mers să ceară niște explicații de ce nu am copit la el? Păi ca să facă o dreptate. Deci divină. Deci a fost ca să fac o dreptate divină. Deci a fost premeditat. Este căsătorit, are copii? Nu, este căsătorit, nu are copii, nu are prieten acum, a avut, nu este într-o relație foarte bună cu familia. A lucrat ca șofer la o bucătărie din Focșani? A lucrat ca șofer în mai multe unități din Focșani până în noiembrie anul trecut. A fost și la alte biserici înainte de a ajunge la cea din centru? Nu știu dacă a fost. O să aflăm toate amănuntele astea. Este adevărat și amenința mama în ultimele zile? Nici asta nu știm. O să stăm de vorbă cu mama lui. Am mai stat de vorbă? Unde l-a reținut? La el acasă. Nu l-am reținut. L-am adus pentru a sta de vorbă cu el de acasă. Deci acasă. Câte persoane ați audiat în total? Multe. Foarte multe. Peste 200-300? Nu știu să vă spun exact. Multe. Foarte multe. Este recidivist? A mai avut probleme cu legea?
A fost în noiembrie cercetat pentru deținere de cuțit în localuri publice. Atunci nici n-a putut fi audiat că a plecat în Italia, a șters-o. Ce anume, a amenințat pe cineva atunci? A folosit un cuțit în localuri publice. Este o infracțiune prevăzută de articolul 2 din legea 61 pe 1990. La ora 2 și cât este? V-am spus că am identificat autorul omorului, că este reținut și că mâine va fi dus pentru arestare. La ora asta. E în păcat. Credeți că noi mai suntem în stare să vă răspundem corect la ora asta și la alte întrebări de filozofie a religiei? Păi, mă întrebați același lucru la care am spus că nu o să vă răspund acum. Deci, penalte, așa, păi sigur că avea. Avea cuțit la el, nu în momentul în care, când s-a dus și a lovit, avea cuțitul, că l-am găsit acolo cuțit. Dar, între timp, nu și-a mai luat altul de lume. Era un cuțit casnic. Ce v-a spus că a făcut? A plecat direct acasă, a fugit, s-a dus undeva? S-a dus să viziteze pe cineva care nu l-a găsit acasă. Au pus rezistență când a dat direct? Nu, mă, ce rezistență. Deosebit care e folosit pentru a face rău, știi? Din păcate. El este în păcat așa cu faptul pe care a comis-o, din ce a discutat cu el? Deocamdată, nici el nu știe dacă este în păcat sau nu este în păcat. Realizează ce a făcut? Sigur. 100% realizează. Și a schimbat comportamentul? Și realizează și consecințe. În timpul audierii și-a schimbat comportamentul? Asta este o chestiune de tactică de... A spus că și-a schimbat comportamentul în ultimele luni. V-am dat aceea, v-am întrebat dacă și în timpul audierii a avut aceleași... O să veniți la instanța de judecată și o să vedeți. Am mărturisit. Deciat, în timp de trei ori. La ce întrebări căutați răspuns?